să nu uitați niciodată că Biserica Domnească înseamnă renaștere paleologă, înseamnă o bijuterie din punct de vedere artistic, înseamnă tot ce are mai frumos țara noastră, materie de frescă religioasă. În continuare o să-i dau cuvântul domnului Ivănescu, pentru că așa este frumos ca în calitatea sa de moștenitor să ne vorbească despre aceste lucruri. Vreau să vă spun că alături de mine, în afară de domnul profesor Pijoabă, pe care cred că toată lumea îl cunoaște, este și fratele meu, care a stat alături de mine în perioadele când îl susțineam pe tata pe schelele unor ultimi biserici la care am participat alături de dânsul. Ce vreau să spun, vedeți că am documentele acelea în original, ce ați găsit dumneavoastră, le am și eu, și odată cu depunerea acestor desene către arhiva dumneavoastră, o să vă dau și aceste documente. Plus poze executate în acea perioadă cu cei care au lucrat alături de tata. Într-adevăr, vreau să luați din revista Argeșul Express, am lăsat acolo pe masă, găsiți un material foarte bine pus la punct, un material făcut de cei doi frați, Ivănescu, plus domnul profesor Grigore Constantinescu, un piteștean și un vecin de-al nostru, din Poinărei, cu care am realizat acest memorial. Nu vreau să vă rețin prea tare, vreau doar să vă spun că poate nu întâmplător acest pictor s-a născut în spatele Bisericii Sânicoară. Au fost patru frați, doi băieți și două surori. Toți patru au moștenit, dacă nu în totalitate, pictura de la părintele tatălor. Cel puțin fetele, Ștefania și Elena, compuneau poezii, iar Elena, cea mai mică, chiar a urmat pictura ca și Vasile, fratele Vasile. În sfârșit, găsiți în materialul care îl aveți acolo. Vreau să vă spun că viața acestui pictor a fost ca un meteor. A început să lucreze alături de tatăl său, la Troițe, apoi a fost solicitat de către pictorul Doruci, Biserica Domnească, fiind solicitat să refacă, să studieze, în primul rând, pictura bisericii și este un întreg istoric al lucrărilor care s-au desfășurat la Biserica Domnească. Dânsul a rămas în acest oraș și a construit o vilă, în sfârșit, care este un monument istoric și muzeul Norocea. Și acolo o să găsiți lucrări de șevalet ale fraților Ivănescu. Pictura de șevalet a fost preluat de pictorul Keber, un alt gorjan, care era specializat în frescă, cu studii la Roma, ca și profesorul Norocea. Apoi, la vârsta de 21-22 de ani, pleacă la București. În 1935 susține examenul de intrare la Bele Arte, actualul Institut de Artă Nicolae Grigorescu. În 1940 termină acest institut și participă alături de profesorii săi, unul dintre ei, al treilea profesor, cel mai grozav, o să spun, Dimitrie Belizarie, din Pitești, care și acesta se trăgea din Domnești, tatăl acestuia fiind căsătorit cu domneșan, studiu de colorare a hainelor Sfântului Nicolae. În dreapta mea e o nuanță, în stânga e altă nuanță. Dacă vă uitați, undeva jos în stânga, unde scrie, unde este proiectul pentru Biserica Sfântul Nicolae Lazaret Sibiu, este hramul Sfântul Nicolae, așa cum s-a realizat, în poza. În rest, aveți studiile făcute la Chișinău,
pentru catedrală, undeva acolo aveți poza catedralei, deși n-au apucat să, echipa tatălui n-au apucat să execute decât altarul și turla. Restul a rămas neterminat. Am rugat pe cineva, un prieten inginer, să-mi facă poze din interior, să vedem dacă s-a mai păstrat ceva. Pentru că ei au refăcut biserica. Aici aveți o schiță, cum se executa la fața locului scena respectivă. Aici este